În scopul promovării economiei sociale, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, în parteneriat cu Universitatea din Petroșani și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, a organizat ieri 23 mai evenimentul Economia Socială, soluții economice la problemele sociale, creșterea ocupării în muncă a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. La eveniment au participat șefi și reprezentanți de instituții implicate în sprijinirea economiei sociale, profesori și asistenți sociali, reprezentanți ai societății civile și alte persoane interesate direct de tema propusă. Dezbaterile au scos la iveală nu doar problemele cu care se confruntă eforturile de consolidare a economiei sociale în județul Hunedoara, ci și soluții prognozate sau care chiar sunt puse în aplicare și dau rezultate. Astăzi avem un alt eveniment destinat persoanelor vulnerabile și avem alături de noi mai multe categorii sociale care fac parte din și sunt încadrate ca persoane vulnerabile. Avem alături de noi pe domnul director al penitenciarului Bârcea Mare, avem alături de noi Primăria Deva, Inspectoratul Școlar și Universitatea sunt partenerii noștri în cadrul acestui eveniment, pentru că specialiștii din cadrul universității o să aibă o prezentare și în ceea ce privește asistentul social, pentru că este oarecum îmbinat atât partea de economie socială, persoane vulnerabile și persoanele care se ocupă de partea de vulnerabilitate. Punem un accent deosebit și pe tineri și pe copii și încercăm să venim cu soluții și cu un sprijin pentru aceste persoane. Din fericire, în țara noastră, guvernul oferă un sprijin suplimentar copiilor și elevilor care provin din medii dezavantajate. Noi astăzi o să prezentăm un material cu principalele proiecte și programe pe care Guvernul României, prin Ministerul Educației și Inspectoratele Școlare și Unitățile de Învățământ, le oferă copiilor și tinerilor. Cu ocazia acestui eveniment, Penitenciarul Deva este onorat să fie invitat astăzi alături de toți cei prezenți, în ideea de a prezenta faptul că persoanele private de libertate sunt un grup vulnerabil și sunt un grup de persoane dornice și apte să muncească, motiv pentru care cu această ocazie avem posibilitatea de a prezenta atât angajatorilor cât și societății civile în general posibilitățile de a contracta persoane private de libertate în ceea ce privește desfășurarea de activități lucrative. După cum se știe, economia socială reprezintă ansamblul activităților private cu caracter economic și social, servind interesul general, interesele unei colectivități și interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea incluziunii sociale și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și execuția de lucrări. Contribuind la dezvoltarea comunităților locale, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice și sociale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.